Astra Giurgiu s-a dus hotărâtă la victorie în fața Ceahlăului și după un meci fără prea mari probleme a reușit un 2-0 care o menține la 5 puncte în spatele liderului Steaua. Giurgiuvenii au preluat încă de la început conducerea jocului și au ratat în prima parte a primei reprize prin Iodam, blocat de unul singur cu portarul Calancea. Apoi Azalde îl depășește pe portar, dar Cânu scoate din fața porții. În minutul 16, Găman trimite în vară după lovitură de corner. După pauză, nențenii pornesc mai hotărâți, dar ratează de câteva ori și fotbalul se răzbună. Azalde deschide scorul în minutul 61 după centrarea lui Mățel, marcând astfel al șaselea său gol în Liga 1. Ceahlăul revine și ratează în minutul 71 la lovitura de cap a lui Golobovic, scoasă excelent de Silviu Lung Junior. Apoi a venit șutul puternic al lui Ștefănescu, trimis peste poartă în minutul 73. Denis Alibec l-a înlocuit pe Budescu și a închis tabela în minutul 90, după combinație frumoasă cu Takeuchi Seto. Astfel, Astra s-a apropiat la 5 puncte de liderul Steaua, cel puțin până astăzi, când roșalbaștrii vor primi vizita lui FC Botoșani în Ghencea. Cu 53 de puncte, golavăraș 54-22, giurgiuvenii ocupă locul al doilea în clasamentul Ligii 1. Urmează Petrolul cu 48 de puncte, Dinamo cu 40 și FC Vaslui cu 39 de puncte.